Nu zici, bă, de treabă și nu trebuie să-ți dau, bă, ce explicații, mă. Și nici la nimeni nu o să dau explicații. Despre asta vorbim. Nu-i frumos, mă, să vă certați aici, e aiurea, mă, e banală chestia asta. Pe dracu, țărani, dracu, m-a spus contra 7, aia 7, 8 și contra 9. Că nici tu ești de la ora, așa nu pula mea până la urmă, că nici tu ești mai țăran ca țăranii. Mâncate astea de întotdeauna sunt născut, crescut pe Lahova, bunicii mei din București, străbunicii mei din București, deci să zice... Dai dovadă tu de țăran? Păi dacă nu vezi, mă, păi da, nu suport să mă jure cineva cu mete de morți. De unde până unde vine un țăran de la Chișinău, de unde ești, să vină să mă zic pe mine de morți. Păi lasă-i pe ea, că poate au mai multă valoare, știi? Hai să vezi ce program îți fac eu, Marin 86, să vezi ce program îți fac și ție. Nu mai veniți mult la București, voi aveți impresia că nu veniți pe la București, ăștia care mă înjurați. Dar cum e de că n-aș prea vrea, aș vrea să vin în București, niciodată în viața mea. Băi, nu te-am înjurat pe ia tine. Ia mai dă-te, mă, pula mea de aici și lasă-i în pace. E țăranii tăi, ai luat în brâncă și pula mea, hai că la dezlocul imediat. Nu ați nici nu mai te scot de la bloc. Auză, vă chiar să mă mântai acolo cu țărare, că știi că nu mă deranjează. Eu dacă am ceva de văzut, nu mai jură de asta. Ba, le fac ce când, le fac mare program. Bine, hai că îți dau eu program acum, stai așa. Să vezi ce putem pula. Să vezi ce program le fac în seara asta, să moară surorile mele, să pomenească. De ce mă tată face așa? Da, să nu mai înjure. Că el nu știe păi să... i-am zis. El nu știe, să tacă din gură să nu mai înjure. Deblochează-mă și nu mai face așa. Adevărat, nu știe să poartă o conversație. Lasă-l, bă, să vorbească cum trebuie. Nu, bă, frate, nu mai înjurat. Dar fără înjurături cu mărți. Fără mărți, păi fără... Nu, bă, ăștia înjură și de ce? Că înjură el. De-aia înjură. Băi, tată, când e la el pe live sau la ei pe live, să înjure cu ei. Atâta timp cât e la mine pe live și am zis că nu, nimeni nu înjură copii sau mulți. Uite, citește în chat. Uite, citește în chat ultimul mesaj. Și după aia vorbești. Nu iau, mă, apărarea, mă, Oroiane, mă. Băi. Până să nu fie înjurat, Coco, ăsta zici, doar nu jura. N-a jurat. Asta am zis. Uite, nu dă dorul, eu nu l-am jurat. Dar nici eu n-am auzit dorul. Nu. Nu contează, Claudiu, cine și cum este, omul a zis adevărul care a fost acum 2-3 zile. Da, mă, știu că și eu am dovezile. Te pup, Claudiule. Da, uite, ăsta micul, ăsta micul. Mulțumesc. Dar nu-i frumos, m-a lăs aici pe live. Salut, Ciocolată. Eu n-am vrut să intru. Adevărat ce spune Doru, domnul Ciocolată. Da, mă, știu, mă, băi, nu că nu cred sau... Știu că e adevărat, bun. De ce? El a făcut cancanul, nu, îmi cer scuze de morți, îmi cer scuze, dar problema, el face cancanuri, da, e adevărat, face cancanuri adevărate. Bă, frate, uite, toată, eu n-am avut nimic cu el, dar problema e că m-a înjurat și el cu altcineva. Vorbiți părând că nu ne înțelegem, ne înțelegem separat. E chestia că... Tata nu acceptă să înjure de morți, atâta, la el pe life-ul lui. Nu că am dat cu cineva sau că dau dreptate cuiva, nu? Nu dau dreptate nimănui. Ți-am dat eu nuțe. Iar tu, mă, că mă iau de tine. Tu erai pe live cu el când m-am jurat. Adevărat, Ciocolată. Nu i-ai zis absolut nimica. Corect. Ciocolată. Deci eu am video cu toți care erau în chat. Ce corect, Nea Mariane, ia stai vorule și ia stai așa puțin, când, unde am fost? Acum două seri. Așa. Am video care mi l-a trimis lumea. În fine. Te pupu, Steaua.
să mor în locul ăsta, ascultă-mă puțin, să mă ăsta fii atent. Eu nu te cer de ea, recunosc și eu nu mi-asum totul, tot cine știe. Da, mă, dar... Eu astea... Ascultă-mă puțin. Pe mine unul, adică, uite, tu mă cunoști mai bine, Nea Marian mă cunoaște cel mai bine. Eu sunt supărat, ascultă-mă, cum el nu acceptă să-mi înjure nimeni de morți, nici eu nu accept să mă înjure pe mine de morți. Bă, știu, ai înțeles, doi la mână. El cu să vă moră ca ei, dacă care sunteți în chat, dar nu dați și voi tata. Știu, dar ascultă-mă puțin. Să mă rog să, dacă nu mai mult râdeam și m-a apucat să râsul și crizele de râs, că a început să rănebunul cu programe de ale lui, cu puii, cu abatoare și cu...